ați revenit, prieteni! Știați că Grigore Moisil este considerat părintele informaticii românești? Acesta a inventat circuitele electronice tristabile și a contribuit semnificativ la formarea primilor matematicieni din țara noastră. A studiat la Universitatea din București, la Politehnică, iar apoi la Sorbona, având drept mentori mari matematicieni. Vă invit chiar acum la o lecție de informatică. Succes! Bună ziua, dragi elevi! Sunt Victor Manț, profesor de informatică la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu din București. Astăzi vom discuta despre șiruri de caractere în limbajul C. Mai întâi, ce sunt șirurile de caractere? Termenul șir de caractere se referă la o variabilă care poate reține un text. Un text poate fi privit ca un șir de caractere. Practic, toate limbajele de programare pun la dispoziția dezvoltatorilor instrumente speciale pentru lucrul cu astfel de date. Cum lungimea unui text poate varia foarte mult, tipul de date corespunzător nu este în si și de asemenea în si plus un tip scalar din vocabularul de bază al limbajului. Șirurile de caractere sunt în si tablouri unidimensionale cu elemente de tip char care au o anumită logică. Tipul de date char este un tip de date întreg pentru care spațiul de stocare este de un octet sau byte. Valorile sunt cuprinse între minus -128 și 127. Deși intern sunt memorate sub forma unor numere, la afișare expresiile CHAR pot fi transformate în simboluri pe baza codului ASCII. Conform codului ASCII, cifrele au asociate numere cuprinse între 48 și 57, 48 reprezentând caracterul 0, iar 57 caracterul 9. Literele mari au Valori cuprinse între 65 și 90, literele mici între 97 și 122. Nu e necesar să rețineți aceste numere, esențial este să uh, vă amintiți faptul că valorile asociate atât cifrelor cât și literelor mari, respectiv mici, sunt numere consecutive. Spre exemplu, dacă vrem să verificăm că o expresie este literă mică, vom verifica dacă valoarea corespunzătoare acesteia este cuprinsă între valoarea corespunzătoare lui A mic și valoarea corespunzătoare literei Z mic. De asemenea, dacă vrem să obținem valoarea corespunzătoare unui caracter despre care știm că este cifră, putem scrie o expresie de forma C minus apostrof 0 apostrof, în felul ăsta obținând valoarea corespunzătoare cifrei. Conform filozofiei limbajului C, șirurile de caractere sunt tablouri unidimensionale cu elemente cer. Caracterele aparținând unui text de lungime N vor fi reținute pe pozițiile 0, 1 până la N-1. La final, pe poziția N se va afla un caracter special, caracterul nul, backslash 0, care are valoarea 0 în codul ASCII. Prin urmare, pentru a memora un text cu lungimea de maximum 100 de caractere, va trebui să declarăm un tablou unidimensional cu 101 elemente, deși primul caracter va fi reținut pe poziția 0. Una dintre facilitățile pe care limbajul C le pune la dispoziție pentru lucru cu variabile de tip text este adaptarea instrumentelor, funcțiilor predefinite, pentru citire și afișare. Pentru citirea de la dispozitivul standard de intrare, adică tastatură, a unui cuvânt, adică a unui text care nu conține spații sau caractere tab, backslash t, în biblioteca stdio.h, standard input output, există funcția scanf cu formatul procent %s. Pentru citirea unei propoziții, adică a unui text încheiat cu caracterul sfârșit de linie, backslash n, se pot folosi funcțiile gets sau fgets. Pentru afișare se poate folosi funcția printf cu formatul Procentes. În cazul mai rar întâlnit la bacalaureat, în care se dorește citirea șirului de caractere dintr-un fișier text, se pot folosi funcțiile fscanf pentru cuvinte și fgets pentru propoziții. Pentru afișare, pentru scrierea într-un fișier text, putem folosi fprintf. -f. Aveți uh, un exemplu, citirea unui cuvânt, citirea unei propoziții, Afișarea unui text, indiferent dacă acesta conține sau nu spații, și, în fine, lucru cu fișiere. Mai întâi, variabile de tip pointer către file, deschiderea fișierelor, asocierea între fișierele fizice și pointerii corespunzători, apoi folosirea funcțiilor fscanf pentru citirea unui cuvânt, fgets pentru citirea unei propoziții și f print f pentru afișarea unui text. De asemenea, am folosit și funcția f close care eliberează memoria asociată fișierelor. Deși uh, modul de lucru cu șiruri de caractere este specific limbajului C, în C++ există obiecte specializate, există clasa string uh, care însă nu face parte din uh, programa specializării matematică-informatică și, prin urmare, nici din programa de bacalaureat, prin urmare, nu vă recomand să o folosiți. Spuneam că, deși lucrăm cu șiruri de caractere într-un mod specific SI-ului, putem să folosim uh, instrumente pentru intrare și ieșire specifice C++. Astfel, putem folosi obiectul de tip stream predefinit sin și, oper și operatorul mai mare mai mare din uh, biblioteca iostream pentru citirea unui cuvânt, iar pentru citirea unei propoziții, putem folosi metodele getLine sau get. Vă recomand să folosiți getLine și nu get, pentru că dacă aveți de citit mai multe linii din fișier, după fiecare apel al funcției get, va trebui să mai faceți un apel sin.get fără parametrii pentru a trece peste caracterul sfârșit de linie. Altfel, de exemplu, dacă avem de citit patru linii de la dispozitivul standard, vom reuși să citim doar două. Pentru afișarea pe ecran se folosesc obiectul see out și operatorul mai mare, mai mare. În cazul mai rar întâlnit la bacalaureat, în care se dorește scrierea datelor în fișier, respectiv preluarea datelor din fișiere text, Putem folosi obiecte de tip ifstream pentru citire, respectiv off-stream, pentru afișare, obiecte care pot fi asociate fișierelor text și, din nou, operatorii mai mare, mai mare pentru citire, respectiv mai mic, mai mic pentru scriere. În partea dreaptă avem, din nou, un exemplu: instanțierea unui obiect de tip ifstream, citirea unui cuvânt, citirea unei. Linii sau propoziții din fișier și eliberarea memoriei, apoi instanțierea unui obiect de tip offstream, afișarea textului și eliberarea memoriei. Pentru a clarifica modul de lucru cu șiruri de caractere în C, este necesar să discutăm puțin despre pointeri. În C și C. Este permis programatorilor accesul la memorie prin intermediul unor variabile numite pointeri, care pot reține adresele altor variabile. Declararea unui tablou, inclusiv a unui șir de caractere, are ca efect alocarea unui bloc de memorie cu dimensiunea precizată și asocierea numelui tabloului cu prima adresă a blocului. Aveți aici blocul rezervat în urma declarării cear șir de 101 și numele tabloului care coincide cu adresa primului element șir de 0 Pointerii sunt compatibili cu tablourile fiind permise atribuiri de forma pointer primește valoarea tablou în plus există o uh, semnificație pentru adunarea dintre un pointer și o expresie de tip int pointer plus expresie int va reprezenta adresa aflată cu valoarea corespunzătoare lui expresie int poziții după cea reținută de pointer. Simetric, putem discuta despre diferența dintre doi pointeri care va fi un int corespunzător distanței dintre adresele reținute de cei doi. Să revenim la exemplul nostru. Putem inițializa un pointer cu adresa unui element oarecare din șirul nostru, șir plus 3, adresa lui șir de 3, și putem să obținem aceeași valoare 3, făcând diferența dintre P și șir. În afară de funcțiile speciale pentru citire și afișare, limbajul C pune la dispoziția dezvoltatorilor funcții specializate de prelucrare care se găsesc în biblioteca string.h ce string în C++. Cele mai importante dintre ele sunt strlen, care returnează sub forma unui unsigned int lungimea șirului de caractere care începe la adresa specificată de argumentul transmis. Atenție! Adresa specificată nu trebuie să fie în mod necesar adresa de început a unui bloc rezervat în momentul declarării șirului de caractere. Uh, un alt aspect important legat de funcția setrelen este că ea face o parcurgere completă a șirului pentru a determina lungimea. Sunt practic numărate toate uh, caracterele întâlnite până la găsirea caracterului special nul backslash 0. Pentru copiere avem funcția strcpy care primește prin intermediul parametrilor un șir destinație și un șir sursă și copiază conținutul aflat la adresa sursă la adresa destinație până la întâlnirea caracterului nul, inclusiv acesta. Funcția strcpy returnează un pointer, adresa destinației. Există și o altă funcție cu un parametru în plus, funcția în n p y, care copiază primele cel mult n caractere ale textului, mai puțin caracterul nul. Funcția strcat realizează concatenarea dintre două texte. Mai precis, funcția are doi parametri, din nou destinație și sursă, și va copia conținutul întâlnit la adresa specificată de sursă la sfârșitul destinației, la sfârșitul textului reținut la adresa destinație. Funcția va copia inclusiv caracterul null. De asemenea, funcția returnează adresa destinației ca și în cazul funcției de copiere. Din nou, funcția înăcat, are un parametru în plus. Funcția va adăuga la sfârșitul șirului destinație doar primele cel mult n caractere găsite la adresa sursă. Funcția STRCMP compară din punct de vedere lexicografic două șiruri de caractere. Uh, ordinea lexicografică este o ordine a șirurilor care este stabilită în felul următor. Se compară primele elemente din cele două șiruri, dacă sunt egale, se trece mai departe. Procesul continuă până la găsirea unei poziții pe care cele două șiruri diferă și va fi mai mic șirul care pe acea poziție conține un element mai mic. Funcția setere când va returna o valoare negativă dacă primul parametru, șir 1, este mai mic lexicografic decât cel de-al doilea, o valoare strict pozitivă dacă primul parametru este strict mai mare și 0 dacă uh, textele uh, reținute la adresele șir 1 și șir 2 coincid. Funcția sitrn P conține un parametru suplimentar, N, Uh, care face ca doar primele N caractere să fie comparate. Pentru căutare avem funcțiile strchr care are un parametru de tip șir de caractere și un parametru caracter. Funcția va returna adresa primei apariții a lui C în șir, dacă C aparține șirului, respectiv pointerul null în caz contrar. Funcția strrchr uh, face același lucru, dar va returna adresa ultimei apariții a lui C. Funcția strstr are doi parametri de tip șir de caractere și returnează adresa primei apariții a lui șir2 sub formă de subșir a lui șir1. Din nou, în cazul în care șir2 nu este subșir al lui șir1, uh, funcția va returna pointerul null. O funcție interesantă este sTRETOC, funcție care primește ca parametri un șir de caractere și un șir de separatori și sparge șirul șir în cuvinte delimitate de caracterele din șirul separatori. La primul apel se transmite chiar șirul care urmează a fi prelucrat, următoarele apeluri primind ca parametru 0. Alte operații specifice șirurilor de caractere, sunt extragerea unui subșir sau secvență, S2 din șirul S1. Uh, vom extrage șirul aflat la poziția P, având P egal 4, având lungimea lungă egal 3. Într-o primă fază vom copia în S2 cu ajutorul funcției S, pe Y, lung caractere începând de la poziția P. Apoi este necesar să completăm ultima poziție cu caracterul null. Pentru inserarea unui șir de caractere S2 în interiorul lui S1 pe o anumită poziție P, vom avea nevoie de un șir auxiliar. Într-o primă fază, vom copia sufixul care începe pe poziția P, sufixul lui S1 care începe pe poziția P în auxiliar, apoi la adresa P îl vom copia pe S2, și în fine vom concatena noul S1 cu prefixul păstrat în auxiliar. Pentru eliminarea din șirul S a secvenței de lungime lung care începe pe poziția P, vom folosi din nou un șir auxiliar în care vom păstra sufixul lui S2 care începe la poziția P plus lung. Și apoi, la poziția P, vom copia acest sufix. Să vedem câteva exerciții specifice examenului de bacalaureat. Mai întâi, un exercițiu foarte simplu. Ni se cere să evaluăm expresia sâtrâlen de bine și răspunsul este evident 4. Apoi, un exercițiu ceva mai complicat. Ni se dă o secvență de cod și ne cere să scriem ceea ce se va afișa pe ecran. Practic șirul de caractere S. Într-o primă fază este afișată lungimea 11, apoi este parcurs șirul de caractere S. Și pentru fiecare SDI care este vocală, c h HR de șirul de vocale EA IOU și SDI diferit de nul are semnificația SDI e vocală, este șters caracterul următor. Astfel, se va obține textul ba -ret. Vă propun spre rezolvare, din nou, o serie de exerciții asemănătoare cu cele întâlnite în cadrul subiectelor de bacalaureat, pe care le găsiți pe site-ul pbinfo.ro. Să vedem și un exemplu de problemă specifică subiectelor de bacalaureat, problemă a cărei rezolvare constă din scrierea unui program. Vom citi un șir de caractere format din cuvinte și numere naturale, separate prin spații, și ni se cere să afișăm uh, numărul care începe cu litera maximă. Pentru citire vom folosi getline. Apoi vom folosi funcția strtok pentru a extrage cuvintele și numerele din șir. Primul apel are ca parametru chiar pe S. Apoi, cât timp ultimul rezultat returnat de toc nu este nul, înseamnă că avem de prelucrat un nou cuvânt sau număr. Folosim de asemenea funcția isdigit care ne spune dacă primul caracter al cuvântului este literă is digit din biblioteca CC Type. În caz afirmativ, dacă nu am găsit până acum niciun număr sau prima literă a numărului curent e mai mare decât prima literă a celui mai bun număr găsit până acum, păstrăm în pointerul NR noul număr. Trecerea la următorul cuvânt se face printr-un apel de al funcției sătărătă, cu primul argument nul și al doilea din nou rul de separatori. La final, afișarea mesajului nu există dacă n a rămas nul, respectiv a valorii reținute de n Vă recomand ca temă câteva probleme de pe site-ul PB problemele note, cuvinte 7, inserare cear, n -a și respectiv eliminare literă. Sper ca lecția de astăzi să vă fi clarificat unele nelămuriri legate de lucrul cu șiruri de caractere în C și C++. Vă urez spor la lucru și vă aștept la o nouă lecție aici la Teleșcoală. Dragilor, cursurile de astăzi se încheie aici. Vă dau întâlnire și mâine după amiază de la ora 15 cu două noi lecții utile în pregătirea voastră pentru bacalaureat. Emisiunile noastre se pot revedea oricând vreți să reluați antrenamentele. Intrați pe site-ul tvr.ro la secțiunea Teleșcoala sau pe pagina de Facebook a emisiunii Teleșcoala TVR. Să aveți o zi frumoasă în continuare!